Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău. Vizionare plăcută! De astăzi, prin dispoziția primarului numărul 99 din 3 martie. Sunt prezenți fizic 11 consilieri locali, online doamna consilier botezată Alina Gabriela și domnul Țaina Marian, lipsesc doamna Soroțchi și domnul Ceancă. Este întâlnită condiția ca ședința să se desfășoare. Supun la o procesul verbal al ședinței anterioare, dacă sunt obiecțiuni. Dacă nu, cine este pentru? Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Proiectul ordinei de zi este din 8 puncte, din care punctul numărul 3 s-a retras. Supunem la aprobare proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? La diverse. La suplimentare. Avem două puncte. Cine este pentru cele două puncte? Finalitate. Primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare, lucrări de intervenție, DALI și indicatori tehnico-economici, proiect reabilitare, modernizare, dotare clădiri publice. Reabilitare clădirea SVSU Slănic Moldova, județul Bacău. Dacă sunt discuții. În primul rând aș vrea să vă spun bună ziua, să vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți la ședință, să vă transmit la mulți ani doamnelor, domnișoarelor și tuturor celor care ne urmăresc un gând bun și să avem un an cât mai fructuos. Referitor la punctul numărul 1, este vorba de reabilitarea clădirii SVSU, clădirea de la pompieri, așa cum o știe lumea, unde am semnat contractul de finanțare de 5.086.723, finanțarea însemnând reabilitarea termică a clădirii, dar noi ne dorim să modificăm această clădire, adică să o extindem pe verticală, să îi facem etajul mai generos. Pentru cei care nu știu, accesul la etaj a fost demolat. Practic, scara de acces la etaj a fost demolată și etajul este nefuncțional. Dar noi acum vrem să-l facem, să-l extindem în așa fel încât să putem funcționa acolo cu trei nevoi ale primăriei. Prima este de pompier smurt cu toate funcțiunile necesare. A doua este a serviciului de salubritate, dar nu numai, pentru că acolo trebuie să funcționeze și electricianul și mecanicul și tot ce înseamnă componentă tehnică a primăriei actuale și de viitor, pentru că toate aceste proiecte pe care noi le dezvoltăm o să aducă și nevoie de mentenanță. Și a treia funcțiune este mutarea arhivei. Arhiva noastră acum este în primăria veche, suntem chiriași acolo și trebuie să creăm un spațiu adecvat pentru arhivă. În sensul acesta am extins proiectul și extinderea a adus și o valoare neeligibilă, care la momentul acesta nu este finanțată, dar noi sperăm să fie finanțată în etapa a doua. De valoarea este de 2.933.601,77. Vă spunem atenției aprobarea acestor indicatori, întrucât cel mai târziu, mâine, trebuie să avem încărcat în sistem documentele, printre care este și aprobarea Consiliului Local pe indicatorii tehnico-economice. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu tutil gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea 10 del Gas Grid S.A.
Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, conductă și branșament, gaze naturale, presiune redusă, situată în localitatea Sălii Moldova, strada Păcii și strada Frunzei. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții? Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Slănim Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă? Abține? 5 abține. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarea rețelei școlare de unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 de pe raza administrativ-teritorială a orașului Slănim Moldova. Inițiator Baciu Gheorghe, primașul orașului. Discuții? Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slănim Moldova numărul 184 din 25 a 11 a 2022, privind aprobarea acordării diplomei de onoare și plata unui premiu pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Pentru cei care urmăresc materialul filmat, este vorba de familia Ilie. Noi când am dat premiile pentru cei care s-au căsătorit aici, dumnealor nu s-au căsătorit aici, dar au conviețuit aici 50 de ani și este corect să le acordăm și dumnealor această... Ilie Petrică. Ilie Petrică, da. Ca să... Pe strada 1 mai. Cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi numărul 18 din 7-7-2022, în urma acțiunii audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară la UAT Slănim Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții? Cine este pentru? Punctul numărul 8. Doriți să spuneți ceva? Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între UAT Oraș Slănim Moldova prin Direcția de Asistență Socială și Congregația Surorile Providenței Iași în vederea îmbunătățirii și armonizării practicilor și metodelor de intervenție pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă îmi permiteți să fac o apreciere vis-a-vis de Congregația Surorilor Providenței, care ne sprijină foarte mult, în special la Cireșoaia, dar asistența medicală la domiciliu se desfășoară chiar și în Slănim Moldova la bloc, vine sora Tereza și acordă asistență. Acest parteneriat este fără bani, pentru că noi nu putem să finanțăm, să dăm bani la congregație, având în vedere că are legea spune că dacă congregația activează pe mai multe județe, doar Consiliul Județean poate să acorde. Din păcate, nu putem să ajutăm. Încercăm cu materiale didactice sau cu alte un alt sprijin pe care putem să-l acordăm. Vreau să le mulțumesc persoanelor consacrate care fac acest lucru și apreciez munca dumnealor și beneficiul pe care îl aduc pentru vârstnici și copii din localitatea noastră. Mulțumim. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la suplimentări. Primul punct.
Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială la bugetul local pentru anul financiar 2023, oraș Slănic, Moldova. Sunt discuții. Cine este pentru? În unanimitate. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru serviciu public local de salubrizare Slănic Moldova anul financiar 2023. Discuții? Cine este pentru? Mulțumim. Ședința s-a încheiat.